Ne apropiem și de ziua de sărbătoare, am spus. Mâine este ziua de sărbătoare. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să sacrificăm în această zi măreață. Bineînțeles că ziua de sărbătoare este ziua în care ne bucurăm, mâncăm, bem și îl pomenim pe Allah subhanahu wa ta'ala. Și face parte din tradiția profetului sallallahu alaihi wasallam să începem ziua prin a gusta carnea pe care am sacrificat-o. Vă aduceți aminte, sărbătoarea de Ramadan am spus că o lună am ținut post și când venim la rugăciunea de sărbătoare este indicat, face parte din tradiția profetului să mâncăm curmale înainte să venim la rugăciune. Să mâncăm ceva dulce sau să mâncăm ceva înainte de a veni la rugăciune. Pe când la rugăciunea de sacrificiu ne abținem. Ținem post până tăiem animalul și mâncăm. Așa este recomandat. Face parte din tradiția profetului sallallahu alaihi wasallam să ne începem ziua gustând carnea pe care am sacrificat-o în această zi măreață. Cu toții ne pregătim, toată lumea se pregătește pentru această zi. Cu haine noi, spălat, curat, aranjat, tuns, strezat, etc. Toată lumea știe să se pregătească pentru sărbătoare. Dar nu toată lumea merită să sărbătorească. Am mai spus și de Ramadan, vă aduceți aminte. Într-adevăr, sărbătoare este pentru cel care a făcut ceva pentru Allah. E timpul să se bucure pentru răsplata care va primi, atât în această lună, în această lume, cât și în ziua de apoi. Ne aduce mai aminte de Omar radiallahu an. Era într-o zi, așa cum stăm și noi în încăpere, împreună cu companionii profetului sallallahu alaihi wasallam. Și a întrebat: doriți-vă ce vreți. Ce ți-ai dori? Și a spus unul dintre companioni: mi-aș dori ca această cameră să fie plină cu bani. Să-i cheltui pe calea lui Allah. Zi și noapte. Și a zis Omar: doriți-vă. Și a zis altul: mi-aș dori ca această cameră să plină aur, argint, diamante. Să le cheltui pe calea lui Allah toate. Zi și noapte. Doriți-vă. Și l-au întrebat: tu ce-ți dorești, Omar? A spus: eu mi-aș dori ca această cameră să fie plină de bărbați. Abu Ubeid ibn Jarrah, Salim Mawla Abu Hudhaifa, companioane profetului sallallahu alaihi wasallam, Amr ibn al-As. Mi-aș dori ca această cameră să fie plină de bărbați adevărați cu care să răspundesc mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Priviți cât de strategic privea Omar radiallahu anhu. Problema noastră în ziua de azi a musulmanilor nu este lipsa banilor. Bani au toți musulmanii. Nu este lipsa hainelor. Cel mai bine îmbrăcați sunt. Uitați-vă de sărbătoare. Noi în ziua de azi ducem o criză de nu avem oameni de bază cu care să defilăm, cu care să transmiți mai departe mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Asta este criza pe care o ducem. Și Omar radiallahu an, acum 1400 de ani ne-a tras atenția. Pentru că de multe ori noi gândim că cu banii poți să faci orice. Nu, dacă n-ai oameni. Profetul sallallahu alaihi wa sallam nu cu bani a realizat tot ce a realizat. A pornit de la zero, nu avea nimic. A realizat cu companioni, cu bărbați adevărați. Din Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, radiallahu anhum. De aceea, sărbătoarea, zi de sărbătoare este pentru cel care are credință, pentru cel care a făcut ceva pentru Allah subhanahu wa ta'ala. Este pentru cel care are frică de Allah, cel care îl preamărește pe Allah, care peste tot transmite mesajul. Prin prezența lui transmite mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala. De acest lucru avem nevoie și în zilele noastre de azi. Hainele nu ne fac oameni, nu ne dau preț. Dimpotrivă, de multe ori, haine prețioase vezi pe oameni care nu le merită. Și care cred că prin aceste haine prețioase își ridică, îi crește prețul pe piață. Crește prețul hainii, hăinii, nu prețul tău. De aceea noi avem nevoie de bărbați. Avem nevoie de musulmani adevărați. Și ziua de sărbătoare este pentru cel care a fost supus lui Allah subhanahu wa ta'ala. Este clipa de bucurie să vadă răsplata străduinței lui, răsplata faptelor bune pe care le-a făcut, inshallah. Fie că Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă pe noi dintre cei drept credincioși, care ducem mai departe mesajul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Să fim dintre cei care merită să se bucure. Merită să se bucure în aceste zile de sărbătoare prin faptele bune pe care le-a făcut, prin sacrificiul pe care îl înaintează lui Allah subhanahu wa ta'ala. Fie că Allah subhanahu wa ta'ala să ne păstreze pe noi pe această cale până în ultima clipă pe care o petrecem pe acest pământ, inshallah. Allahumma inni da'in.